Piața Romană este unul dintre locurile cele mai aglomerate din București și printre locurile preferate de întâlnire pentru bucureșteni. Să știți că această piață celebră, pe care o știm cu toții, nu s-a chemat dintotdeauna Piața Romană. La început se numea Piața Lascăr Catargiu, după numele bulevardului care pornește din piață. Exista de altfel pe vremuri și o statuie a cunoscutului om politic în centrul pieței. S-a mai numit și Piața Ana Ipătescu, după numele eroinei de la 1848. Numele de Piața Romană a venit ceva mai târziu, de la numele străzii Mihai Eminescu, o stradă care pe vremuri se chema Strada Romană. Știți că în această piață sunt clădiri din foarte multe perioade, clădiri istorice, clădiri mai vechi sau mai noi din diverse epoci. Ei bine, cea mai importantă clădire, care de altfel a și marcat dezvoltarea pieței, a fost cea a ASEU-ului. Academia de Studii Economice a fost construită în 1916 și este momentul crucial în care începe dezvoltarea pieței. Să știți că la început nu se numea așa, ci se numea Palatul Academiei Comerciale. Altă clădire celebră de la Romană este blocul Leonida, ridicat în anii 30. De unde-i vine numele? Ei bine, pe locul acesta înainte a fost un showroom de automobile de lux. Era deținut de un om celebru, Leon Leonida, cel mai cunoscut dealer auto de la noi din Interbelic. El a adus prima mașină străină în România de la Paris, prima sa mașină adusă din Franța, era un automobil electric, iar acest lucru se întâmpla în 1906. Era o figură importantă, foarte apreciată. Tot în această zonă, ceva mai târziu, la sfârșitul anilor 40, era un magazin celebru, magazinul 6 Martie. Avea foarte multe raioane de fructe și legume, de carne, de mezeluri. Se vedea foarte frumos din afară, părea că e o mare bogăție înăuntru. În realitate, Bucureștiul abia se refăcea după o perioadă grea, după cel de-al doilea război mondial. De ce se chema acest magazin 6 Martie? Ei bine, era o dată importantă în istoriografia comunistă. Era data la care, în 1945, se instaurase primul guvern comunist sub conducerea lui Petru Groza.